Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Am mai bine de 2-3 luni de zile de când n-am mai postat, știu asta, dar am avut anumite probleme și nu am avut timp. Pur și simplu nu am avut timp să mai postez. Astăzi, cu ocazia asta, vă și transmit un sincer și călduros Crăciun fericit. Multă sănătate și numai bucurie alături de cei dragi. Și dacă tot ne-am regăsit, haideți să vă fac și o scurtă prezentare la păsări. Cum mai arată, ce mai am, ce mai am nou. După cum vedeți, în prim plan aici am familia de pitice, normale, culori diferite. Și două pui de Hamburg, care sunt de dat. Dacă auziți pe cineva sau vor puicuțe de Hamburg, am rămas doar cu cele două. Da? Dacă le vrea cineva și e din zonă, poate să vină să le ia. Familia de pitice, 5 plus 1, care le am. Sus, familia de moțate olandeză, 4 cu 1. Cocoș acolo, cocoș e un maro cu negru, 3 puicuțe negre și una galbenă. Astăzi o să facem așa o prezentare și între timp mai și vorbim. Da, deci puicuțele astea două de Hamburg sunt de dat. Alături avem o familie de australori. Două găini, una neagră, 3 găini, o familie de australor cu 3 găini, una neagră, două albastre, aia e mai ciufulită, cocoș un exemplar superb. Da? Alături, familia de viandot argintiu. Avem 6 puicuțe, 4 din prima serie, astea 4, plus încă 2 acolo, din a doua serie. Aici, porumbei care mai am de dat, o pereche de indieni, o pereche de uriași maghiari și din coace o pereche de standard și un mascul de american și un mascul de standard. Ăștia-i mai am de dat, a porumbei. Am rămas cu varietatea de porumbei, am rămas doar cu indienii, americanii și chinezii, pescăruși chinezi. În rest am dat tot, nu mai am absolut nimic. De dat. Aici avem o, nu pot să zic că brahma, am luat țeapă cu ouăle când le-am luat. Sunt o varietate de, o combinație între brahma și niște găini roșii, așa, dacă aș putea să le zic așa. Adică nu comparați astea cu astea. Niciodată. Și aici avem un cocoșel de viandot argintiu care l-am adus pentru a schimba sângele și linia. Da? Cam așa arată și astea galbene. Nu știu dacă am cocoș aici. Cred că ăla roșu de acolo ar putea fi cocoș. Da? Așa arată și astea. Tratament, mâncare, grip, mâncare doar mâncare la sac, adică nu cereale și tot, uitați-le cum arată, adică diferență de la cer la pământ. Haideți să mergem și în partea cealaltă. Aici avem brahma negru, unde avem 2 cocoși și 3 puici. Cum vedeți.
să avem matase japoneză. Un cocoș cu două găini. Caut să mai achiziționez o puică de matase. Deci următoarele achiziții or să fie o puică de mătase. Două puici, am găsit la cineva două puici de viandot roșu bordurat. O să le aduc și pe alea. La herminat închis, din păcate, mi-a murit cocoșul. Adică am avut cocoș de unde să obțin, dar să păstrez. Am avut cocoș de unde să păstrez, dar i-am vândut și mi-am oprit doar câte unul, pe aceea a murit. Terminat închis. Deci, după cum v-am zis, astea vor fi achizițiile. Două puiși de viandot roșu bordurat, cocoș la herminat închis și un copuică de herminat deschis, că am rămas în două puici. Sau am măcar trei puici. Aici, familia de Ceabu. Dacă puteți să-mi spuneți dacă am vreun cocoș, am vorbit cu prietenul Bogdan Hriscu și el mi-a zis că par ar fi toate puiți, dar cred eu că ăla de acolo, din capăt, ăla, ar părea a fi cocoș. Ia uitați. Familia de Ceabu. Herminat închis aici, patru puicuțe, o să mă duc după cocoș. Da? În continuare avem bijuteria coroanei, dacă pot să zic așa. Brahma albastru. Deja vorbim de cu totul și cu totul alt nivel de păsări. Da? Să le dau un pic afară să le vedeți. Trei găini și un cocoș. Niște exemplare superbe din punctul meu de vedere. Din tot ce ați văzut și veți vedea în continuare, în primă oră, când o să înceapă ouatul, o să avem ouă disponibile. Da? Aici HD-ul, Brahma HD, după cum v-am zis, o să mai aduc o puică. Deja cocoșul la negru a început să calce. Da? Și mai departe, o familie de cochinchina galben, uriaș. Trei cu unu. Ăsta de aici va fi de dat. Cam așa se arată păsările. Momentan o să trec și la porumbei. Să vi prezint cu ce am mai rămas. După cum v-am zis, am rămas doar cu indienii, pescărușii chinezi și americanii. Avem mascule aici. După cum știți, eu separ porumbei iarna. Doi masculi de pescăruși aici. Doi masculi de indieni. Partea asta. Mai avem patru masculi de american. Trei masculi de indian.
Da. Aici avem familiile de berbelițe, outare. Îmi dau un pic așa să văd dacă se vede lumina. Acum des că am prins blițul. Berbelițele, cum le vedeți? Da? Iar deasupra în pod, aici am 5 perechi de roller de Birmingham care sunt de dat. Cine dorește să mă contacteze în privat, îi am de dat. Mai sunt și pe afară? Nu. Oricum, sunt, știu că undeva sunt la 5 perechi sau 4 perechi și un stinger. Nu mai știu exact dacă mă ascult femelă. V-am zis, nu am avut timp, n-am mai avut timp de ei absolut deloc. De-abia din primăvară o să încerc să mai remediez din probleme, dar tot încet, încet, pas cu pas. Deci, repet, am de dat cocoșul acesta de cochinchina galben, ăla de aici, de acolo. Am de dat cocoșul acesta de germinat deschis. Vreau să-l dau și pe el, vreau să schimb linia, să aduc alt cocoș. Da? Cele două puși de Hamburg și ele sunt de dat. Și aici avem femelele de indian aici, 3, 4, 5, femelele de american, 1, 2, 3, 4 acolo. Și femelele de pescărie. 2, 3, 4. Da, cam astea sunt păsările momentan. Am avut, v-am zis, destule pierderi, destule lucruri care nu mi-au plăcut, dar neavând timp, din păcate fără timp și fără sănătate, nu poți face nimic. Da, cam asta e videoclipul, dragi prieteni. Îmi pare rău că nu am mai postat de multă, multă vreme, dar încet, încet să treacă și iarna și lucrurile, sper să că vor intra pe un făgaș normal. Vă salut, încă o dată Crăciun fericit, sărbători cu bine și să ne auzim cu bine. Sănătate și numai bine!